Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, suntem la raportul zilei. Un nou partid politic s-a lansat astăzi la Gorj, este vorba despre Alianța Lege și Ordine. Care sunt idealurile pentru care luptă liderii noului partid, dar și de ce mai era nevoie de o nouă formațiune pe scena politică, aflăm în această seară de la invitații mei, domnul Gheorghe Dinu, președinte al Alianței Lege și Ordine. Bună seara și bine ați venit, domnule președinte! Bună seara, doamna Misăilescu, sărbuna doamnelor, bună seara, domnilor! Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. De asemenea, ne bucurăm și de prezența domnului Constantin Bartolomeu Săvoiu, președintele executiv al partidului Alianța Lege și Ordine. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, gorjenii mei! Mă bucur foarte mult că vă avem în această seară alături de noi. Sunt foarte multe întrebări pe care doresc să vi le adresez. Mi-aș permite să încep cu dumneavoastră, domnule președinte. Dumneavoastră nu sunteți chiar străină de ceea ce înseamnă politică. Ați candidat în 2004 la prezidențiale, de asemenea, ca independent. De asemenea, anul trecut v-ați înscris în cursa pentru primăria orașului, municipiului Constanța, din partea Partidului Poporului. Orașul în care eu m-am născut, crescut și educat. Da, din partea PPDD. Acum ați ales să vă înființați propriul partid. De ce? Corect. De ce? Și întrebarea noastră foarte interesantă a fost și iată că este binevenită. De ce un nou partid? Simplu este răspunsul. Pentru că toate partidele acestea care ne conduc de 23 de ani, fără nicio excepție, au dus țara în prăpastie. De aceea este clar nevoie de un alt suflu, de alți oameni, de alte idei. Pentru că până la urmă, omenirea, lumea, a fost propulsată înainte de oamenii foarte bine pregătiți. De oamenii cu o carte de vizită impresionantă acolo unde au muncit. De ce practic România este în stadiul și în prăpastie, deci categoric suntem în prăpastie, România este îngenunchiată? Pentru că aceiași oameni, în aceleași funcții, cu aceleași responsabilități, au aceleași rezultate. Deci dacă se aleg aceleași partide, România nu va avea niciodată o altă șansă. De aceea trebuie oameni noi. Pentru că, repet, aceste partide, fie ele PSD, PNL, PDL, UDMR, PC, de 23 de ani n-au făcut decât politică reprezentanților. Dimineața, la prânz și seara. În timp ce noi, eu, domnul general Bartolomeu Săvoiu, doamna doctor Alice Florescu, domnul profesor universitar, acum e numer conducerea și fondatorii acestei mișcări, profesor universitar în robotică și cibernetică, Mihai Chircor, domnul doctor în științe agricole, Radu Angelina, domnul diplomat în MBA, management financiar, Octavian Albu, jurist de marcă Adrian Nădinu. Noi suntem din producție. Am venit, am lucrat în contextul acesta ca toți ceilalți. Am avut rezultate foarte bune și pentru că am avut rezultate foarte bune, vă dau doar două exemple. M-am specializat în Franța în administrație comunitară, justiție și poliție comunitară. Sunt doctor în dreptul comerțului internațional. Am fost invitat de consilierul personal Angela Merkel, care este rectorul Universității de Politici Aplicate din München, unde am avut 3 conferințe de presă. Am fost invitat de decanul Universității Michigan din Statele Unite și Columbia din Statele Unite, unde am avut mai multe prelegeri cu mediul intelectual și mediul de afaceri. Și atunci când ești, numai exemplul ăsta vi le dau așa în trecere, când ești competent, oamenii te respectă, fie americani, germani sau de alte naționalități. În România, incompetența este la ea acasă, pentru că eu am o vorbă. Noi nu putem să spunem despre actualii sau foștii miniștri că sunt corupți, că sunt foți, pentru că asta vor spune organe de urmărire penală sau instanțe de judecată, dar putem să afirmăm cu certitudine și putem să afirmăm, dragi români și dragi gojeni, că toți miniștrii care au fost până acum au fost incompetenți. Incompetența lor n-a făcut și n-a determinat, rețineți ce vă spunem astăzi, ca niciodată să nu îi primim în Alianța Lege și Ordine, pentru că noi nu avem nevoie de incompetenți și Alianța Lege și Ordine, și cu asta închei prima idee, nu se va alia până la viitoarele alegeri cu absolut niciun partid, pentru că noi nu avem nevoie de oameni care au dus țara în prăpastie, ci avem de oameni care au idei bune, pozitive și să ducă țara înainte. Bun, am înțeles. Pentru început, ce vă doriți dumneavoastră să obțineți prin înființarea acestui nou partid? Dar vă întreb pe dumneavoastră, domnule Săvoiu, care este profilul membrului ideal al ALO? Așa, prescurtat. Profilul ideal este, în primul rând, ne adresăm la cei 60% din cetățenii României care nu au votat. Deci avem deja o imensă, imensă majoritate. Dar știți partide pentru cei care nu se prezintă la vot? Stimată doamnă, eu personal partidele împlinesc anul viitor, 2014,
40 de ani de viață politică. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Am început în 1974 în Franța cu Jacques Chirac. Am fost singurul român în Comitetul Central al Partidului Golist, Union pour la Défense de la République, adunat pentru apărarea Republicii. Începând cu 1998, m-am angajat în politica românească, de dreapta, am fost tot timpul un om de dreapta, Partidul Național Român cu un program de dreapta, deci știm ce înseamnă politica și internațională și română. Pentru noi, deci, profilul ideal este, ați spus foarte bine, care ar fi profilul? Păi, înseamnă, orice cetățean în România e profilul ideal. Orice, în primul rând, este omul care s-a săturat de 23 de ani de minciună, de demagogie, de prăduială. Asta e profilul ideal și da, sunt majoritatea poporului român. Eu când pun acum o întrebare la cineva, sunteți mulțumit? Mă scuzați. 98% cei care întreb, chiar cei care ar fi da, alături de majoritatea actuală, sunt contra. Nu sunt mulțumit. 98% enorm. Că poate încă 10-15, dacă îmi permiți, bineînțeles, profilul ideal. Profilul ideal, așa cum a spus domnul general, politicianul român până acum a promis și n-a făcut nimic. Ori noi nu promitem aproape nimic decât seriozitate și competență. Ăsta este profilul moral. Nu promitem nici bici, nici bere. Noi promitem competență în toate domeniile noastre. De ce? Pentru că, iată, eu și domnul general și mulți alții conducători din Alianța Lege și Ordine ne deplasăm în toate județele României, rețineți, în absolut toate județele, urmărind două obiective. În primul rând să vedem care sunt problemele particulare fiecărui județ, cu ce probleme se confruntă oamenii în județele respective. Și chiar mă amintesc de ce spunea fostul președinte al României, Ion Iliescu, că are un mare regret, după două mandate, nu a reușit să vadă măcar o dată toate județele României. Iar noi deja am văzut de câte două ori fiecare județ al României și iată că astăzi putem să spunem, și mă adresez numai românilor acum, ci și politicienilor, care nu au soluții. Și mă întreb, nu au soluții pentru că sunt incompetenți sau nu au soluții pentru că sunt trădători? Deci, nu uitați că eu nu mă joc cu cuvintele. Eu am condus două servicii în România și știu exact ce spun. Și mai mult, dacă plecăm de la incompetență, să dau un exemplu de ce sunt incompetenți, ca să înțeleagă tot românul că sunt incompetenți. Ați auzit de o țară, Polonia? Țara asta, Polonia, dragi români și dragi gorjeni, a fost o țară socialistă ca și România. Țara asta, Polonia, a intrat în Uniunea Europeană ca și România, doar că țara asta, Polonia, datorită oamenilor foarte competenți din conducerea statului polonez, au atras 100%, deci 100% toate fondurile europene, asta înseamnă 75 de miliarde de euro, cu care a rezolvat toate problemele Poloniei și Polonia n-a avut criză, iar România, pentru că a promovat numai oameni incompetenți la conducerea ministerelor, n-a atras nici măcar 10%. De aceea, noi nu ne permitem să facem pe acești miniștri corupți, infractori, pentru că avem organe de urmărire penală, ci facem doar incompetenți, pentru că noi, România, astăzi avem salariul minim garantat cel mai mic din Uniunea Europeană, am ajuns pe primul loc din coadă, dar suntem și pe primul loc, să știți. Suntem pe primul loc de la români la mortalitate infantilă. Da. De aceea, soluțiile noi le avem și iată care sunt soluțiile, dacă îmi permiteți, doar sunt patru mari soluții în România, care dacă sunt rezolvate, noi nu o să mai avem criză și o să fim fericiți. Iată care sunt. Știm cu toții că nu sunt locuri de muncă și au plecat peste 4 milioane de români în străinătate. Iată soluția. Noi avem soluții, dragi români, și mă adresez acum politicienilor că până venim noi la putere, deci Alianța Lege și Ordine, le pot aplica. Iată care sunt. Pe o perioadă de 10 ani, pentru că soluțiile serioase sunt văzute pe termen mediu și lung. Nu peste o zi poți să transformi România. Trebuie asigurate facilități fiscale tuturor firmelor din România care angajează tineri până în 35 de ani. Asigurând facilități fiscale, automat acești tineri se vor angaja în România și automat ce mai rezolvă prin angajarea celor 4 milioane de tineri, se asigură pensiile tuturor pensionarilor, pentru că sistemul de pensii distinsă, doamnă, și asta este a doua mare problemă a României, va intra în colaps. De ce? Pentru că raportul în România între forța activă și forța pasivă este de 0,80 la 1, adică 0,80 muncesc și 1 la un pensionar, ceea ce înseamnă că dacă cineva din dumneavoastră sau cineva din România, poate știți, sau cineva din lume, că poate cumpăra cu 0,80 de bani un leu sau cu 0,80 de cenți un dolar, atunci nu va intra în colaps. O altă problemă, și iată soluția, economia României este la pământ,
Alianța Lege și Ordine are soluția. Singura modalitate să salvați economia domnilor politicieni este ca prin voință politică să faceți legi simple, clare și necesare, și aceste legi trebuie să fie stabile. Și cu ocazia asta cer președintelui României să declanșeze, conform articolul 109 din Constituție, urmărirea penală a unui fost prim-ministru, mă refer la domnul Tăriceanu, la un penalist, care și-a permis în calitatea lui să schimbe codul fiscal de 6 ori într-un an, iar legea nu îi permitea decât de 2 ori într-un an. Și atunci ne întrebăm de ce nu vin investitorii. Investitorii, mare doamna Misăilă, nu vin decât dacă, rețineți, este stabilitate și predictibilitate în legislație și atunci vine să investească 100 de milioane, 1 miliard de euro, pentru că el știe că în 5 ani de zile, prin stabilitatea legislației, își va recupera investiția și pe urmă începe să câștige. Dar la noi, pentru că nu este stabilitate, se dau ordonanțe de urgență peste noapte, atunci vin doar cei care fac tunuri și dau lovituri și ne fură toate avuția și pleacă. Și o ultimă problemă foarte gravă a României, politica demografică a României este în cădere liberă, populația României este decimată și mă întreb ce o să facă nația română, că o să îmbătrânească de tot, pentru că tinerii pleacă. Și dacă noi vom stabiliza forța de muncă tânără, tânărul care are serviciu ce face, doamna Misăilă, că este o femeie frumoasă și tânără, se căsătorește și o să facă copil. Și atunci, iată că și politica demografică este acoperită. Sunt soluții. Spuneți că nu promiteți foarte multe și nu le dați mici și bere. Dar dăm locuri de muncă pentru că avem soluții. Cum credeți că veți depăși această mentalitate a românului care poate să fie cucerit cu mici și bere? Nu vom mai fi cucerit pentru că s-a cam săturat. După 23 de ani de zile, știți că există un moment dat chiar o stare, chiar omul cel mai puțin cunoscător al mănăravurilor politice s-a cam săturat. A ajuns cât la limita puterii. Tot ce trebuie în jurul meu este extraordinar. Și aici avem soluția. Da, pentru că oamenii, nu, într-adevăr, vor altceva. Practic, toți care întreb, nu mai vrem să mai putem. De ce? Nu avem pentru cine vota. Vrem altceva. Acest altceva suntem noi pentru prima oară. Da, pentru prima oară, stați să termin. Pentru prima oară avem o mișcare de dreapta, de centru dreapta, în care niciun din conducătorii acestei mișcări nu a trecut prin 10 partide și nu și-a schimbat de 10 ori fața politică. Sunt oameni care n-au fost implicați în nicio guvernare, nici președintele executiv, profesor universitar, doctor Gheorghe Dinu, nici general Constantin Săvoiu, nu au făcut parte de nicio guvernare, nu au fost decât oameni care am văzut cum această țară este distrusă de 23 de ani, e prăduită, e măcelărită, este mințită și oamenii s-au săturat. Au ajuns la moment în care nici mici, bera și toate butoanele de vin care vor curge, nu-i voi putea schimba. Și aș interveni, iată care este soluția. Noi ca doctrină, Alianța Lege și Ordine are doctrina a treia cale. A treia cale este o îmbinare între social-democrație și neoliberalism. Este doctrina pe care o a promovat-o și o promovează cu succes în America Bill Clinton și Obama, actualul președinte. Este doctrina a treia cale care o promovează cu succes Angela Merkel în Germania, a promovat-o și o promovează cu succes Tony Blair în Anglia și mulți alții. De ce a treia cale? Pentru că este singura doctrină care corespunde momentului actual al omenirii, al globalizării. Pentru că celelalte partide, PNL-ul, PSD-ul sau alte partide se ascund în spatele acestor doctrine care s-au înființat acum vreo 200-300 de ani. Nu mai corespund realității. Și este singura doctrină, rețineți, care va rezolva cu certitudine problemele României. De ce? Pentru că este singura doctrină din lume care promovează a patra putere în stat, puterea intelectuală științifică. Pentru că doamna Misă Ilescu, e frumos numele dumneavoastră că începe cu Mis. O doamnă frumoasă, nu se putea numi decât Misă Ilescu. Revin puțin. Fără educație, doamna Misă Ilescu, dragi români, fără educație, România este condamnată să fie piață de desfacere și furnizoare de mână de lucru ieftină și necalificată. Și atunci ce facem? Ridicând la putere de stat, intelectualitatea din România obligatoriu trebuie plătită la rang de putere de stat, deci educatorul, învățătorul, profesorul trebuie să aibă cel puțin 1000 de euro, cum este parlamentarul care doarme sau fură sau sfărăie în Parlament. Da. Vreau să termin ideea. Având educația la rang de putere de stat, atunci ei se vor dedica procesului de educație, eu sunt profesor universitar la drept, și atunci vom avea medici iscusiți, ingineri deștepți, pricepuți, vom avea meseriași buni și atunci toată lumea va profesa și atunci vor fi căutați de cei care astăzi conduc finanțele lumii, care conduc
marea industrie a lumii. Părerea mea este că nu ducem lipsă de oameni competenți, ideea este că nu știm să-i punem în valoare. Nu-i plătim, deci omul competent pleacă. Deci, de ce ne pleacă medicii, că nu sunt plătiți? De ce ne pleacă profesorii, că nu sunt plătiți? Dacă noi îi plătim și facem această investiție, e pentru țară, nu e pierdere această investiție. Telespectator vă întreabă, domnule președinte, dacă sunteți atât de școliți, de ce nu vă regăsiți pe scena economică a acestei țări? De unde vreți și dumneavoastră să vă alimentați ca formațiune politică, întreabă un telespectator. Ei, foarte bună întrebarea, de ce? Pentru că eu nu pot să mă angajez în viața economică, pentru că eu sunt avocat. Eu sunt profesor universitar. Eu ca avocat am câștigat suficienți bani ca să-mi permit din banii mei, la fel și domnul general Constantin Bartolomeu Săvoiu, care este general, dar este și specialist în relații internaționale, este om de afaceri. Noi am câștigat bani suficienți și cu banii noștri punem această formațiune pe picioare, dar eu am o vorbă. Dacă ai cap, faci bani. Dacă ai bani și nu ai cap, îi pierzi. Iată că sunt trei modalități, domnule, care ne-ați întrebat, Ionescu sau telespectator. Un telespectator. Sunt trei posibilități legale să atragi bani astăzi în România. De pildă, 2% din impozitul datorat statului de către orice persoană angajată poate fi redirecționat spre un ONG și noi avem Alianța Lege și Ordine. 20% din impozitul datorat de persoanele juridice din România pot fi redirecționați către un ONG, Alianța Lege și Ordine. Și mai mult, există legea partidelor politice care dă posibilitatea unei persoane juridice să dea până la 50.000 de euro unui partid politic sau unei persoane fizice până la 35.000 de euro. Deci dacă alergi puțin prin țară cum alergăm noi și ne-am făcut o strategie, reușim să atragem bani la modul transparent fără să cheltuim de la stat. Ăsta este singurul secret. Noi nu vom cheltui nimic de la cheltuim stat. Cheltuim din buzunarul nostru. Cheltuim datorită capului, inteligenței și efortului fizic, pentru că v-am spus, nici președintele Iliescu n-a apucat să vadă România de două ori, o singură dată toate județele, iar noi deja am fost de câte două ori în fiecare județ. Ăsta este un efort fizic. În același timp, noi ne ducem, eu fiind profesor universitar, mă duc la cursuri, până de curând am fost decanul facultății de drept. Și am donat tot salariul meu de profesor studenților care erau foarte buni și aveau probleme sociale, pentru că eu ca avocat îmi fac datoria și câștig suficient de mulți bani. Deci atât că poți să faci dacă vrei. Dacă nu, cheltuiești banii statului. Spuneați că vă interesează să depistați care sunt problemele fiecărui județ în parte. De asta este și motivul pentru care dumneavoastră mergeți prin toată țara. Am să vă dau un exemplu. Iată, vă dau totuși foarte un exemplu. Foarte pe scurt. Da. Sunt 300 de localități în România, rețineți, în secolul 21, care nu au curent electric. Rețineți, sunt condamnați la întuneric. Am fost în județul Hunedoara, că suntem aproape de județul Hunedoara, și acolo, vă dau un exemplu interesant. O mină auriferă, care funcționa, rețineți, de acum 2000 de ani, de pe vremea dacilor, nu a fost închisă niciodată. Doar 3 luni de zile, în timpul celui de-al doilea război mondial, că erau bombardamente în zonă. Iar astăzi, când nu e niciun bombardament, când avem instituții internaționale, așa, a fost închisă de către un primar incompetent. Ne-am obișnuit asta este România. Cu acest fenomen. Nu trebuie să ne obișnuim, trebuie să luăm măsuri și poporul trebuie să înțeleagă că trebuie să aleagă alți oameni competenți care se pricep la ceva. Și vă mai dau un exemplu. Olchimul, da? La Olchim. Sindicatul de la Olchim m-a angajat ca avocat acolo să le apăr interesele pentru că sunt disponibilizați și vedeți că nici măcar drepturile salariale nu de la care se pricep. Și m-am uitat așa dintr-o privire. Eu ca profesor universitar coordonez un masterat în dreptul afacerilor în Uniunea Europeană și le-am spus, domnilor, decât să disponibilizați oamenii și să-i abandonați, există un program POSDRU, se numește, AXA 5 și AXA 6, prin care se pot atrage miliarde de euro fără să rambursezi, prin care poți să recalifici forța de muncă și și plătești pe oamenii ăștia și pregătești pentru ziua de mâine. Dar nimeni în România nu se gândește, nu se preocupă de oameni și oamenii sunt abandonați. Asta înseamnă competență, doamna Misailă, asta înseamnă seriozitate. V-am botezat, vă dau miel acum, ce să fac, la viitorul Paște, să știți. Preconizăm în același timp crearea la nivelul fiecărui județ, puțin ne contează numele exact, dar contează ideea, crearea unui consiliu al înțelepților sau un consiliu economic al județului, în care toate forțele vii ale fiecărui județ, indiferent de orice origine politică, performanți, patroni de întreprindere, intelectuali, profesori, oameni politici vor fi grupați pentru a da adevărata politică a fiecărui județ. Nu de la centru se hotărăște ce va face județul Alba, Gorj și așa mai departe,
Consiliul acesta al înțelepciunilor sau Consiliul reprezentanților forțelor vii ale fiecărui județ vor da politica economică. Sigur, și vă va fi foarte greu imediat, să vă asigurați că aceștia nu sunt corupți sau coruptibili. Președintele, președintele partidului, profesor universitar Gheorghe Dinu, vă va spune imediat. Noi suntem foarte umili. Recunoaștem că nu avem această idee de la noi. Cineva, un mare gojan a aplicat-o, te-aș ruga să-ți spui acest lucru. Deci, bineînțeles, eu fiind avocat și profesor universitar, cărțile se fac din cărți. Să știți că ideile nu trebuie să-ți vină ție peste noapte, pentru că sunt idei, nu trebuie să importi idei din America, din Germania, din Japonia, unde acolo sunt alte tradiții, alte mentalități și de la români. Iată, un mare gorjan al dumneavoastră, un mare fost prim-ministru, să nu credeți că este actualul prim-ministru, ci este Gheorghe Tătărescu, da, este deputat parlamentar de Gorj, întâmplător, da, marele Gheorghe Tătărescu a venit cu această idee ca să găsească cei mai performanți oameni din județul respectiv și ăia să construiască pentru județul respectiv. Și atunci avem două aturi. În primul rând că sunt foarte deștepți și competenți și găsesc soluții și sunt legați cu sângele, da. Sunt legați cu inima de județul respectiv și atunci așa vom face. Vă rog. Vă întrebam pentru județul Gorj, dacă ați reușit să depistați dumneavoastră, domnule, să voi, sunteți de aici? Da. Sunteți acasă, da? Sunteți la Gorj acasă. Și date de la Turcia, exact. Vreau să vă întreb dacă ați reușit să depistați problemele cu care noi ne confruntăm și sigur soluțiile problemele care există, pentru că numeroase. Lipsa locurilor de muncă probabil că doamna este o problemă Ilescu. Universal valabilă. Am venit și cu propuneri pentru județ, rețineți. Problemele sunt foarte numeroase. Foarte pe scurt, câteva numeroase, și de cele mai importante, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Avem două probleme mari, mineritul și turismul, până președintele. Vreau să vă spun că în toată lumea civilizată, toată lumea adevărat democratică, există probleme. Am trăit ani de zile în Franța. A existat problema mineritului și a siderurgiei. E bine, s-a creat un minister al reconversiunii industriale cu un ministru care ani de zile s-a ocupat de reconversiunea minerilor și a siderurgiștilor. Om care este la pensie normală să aibă o pensie normală. Dar restul, 30, 40, 50 de ani, ce s-a făcut în România? S-a dat 24 de salarii, au mâncat oamenii banii, i-au băut, au luat o mașină nouă, un televizor, s-au terminat. Și acum fac lupte pe proletariat, au fost lăsat de izbeliște. E bine, nu vrem așa ceva. Programul Partidului Alianța Lege și Ordine spune clar. Vom avea o politică coerentă de reconversiune industrială, de luare în cont, iar în județul Gorj, aceste mii de oameni care și-au dedicat viața României, minerii României, minerii Gorjului, și-au dat uneori viața cu o durată de viață mai scurtă decât restul populației, pentru că au avut condiții foarte dificile. Cum au fost tratați cu dispreț, cu minciune și demagogie. Bine, noi vom pune capăt acestei situații și vom face o adevărată reconversiune. Iar a doua subiect, președintele Gheorghe Dinu evoca, acest extraordinar tezaur cultural, acest județ trebuie să vină farul mondial al unui om cunoscut în lumea întreagă, Brâncuș. Președintele era în America, și vedea faimoasa. Deci am fost invitat, v-am spus, de Universitatea Columbia, da? Eram în New York, da? Și m-am dus normal, printre altele, să vizitez Metropolitan Museum. Și acolo, într-o cameră superbă de muzeu, era dedicată, rețineți, o cameră de muzeu întreagă, unei lucrări a lui Brâncuș, Pasărea Măiastră. Și iată ce scria acolo, m-a impresionat. Scria Brâncuș, cetățean francez de origine română. De ce totul scria de origine română? Pentru că toate țările civilizate pe timpul vieții lui Brâncuș au vrut să-l ia pe Brâncuș să-l adopte, pentru că era o somitate. Numai noi nu ne-am dat seama de chestia asta. Și el s-a dus în Franța pentru că i-a oferit toate condițiile, dar a zis, vin îmi iau cetățenia franceză cu condiția ca orice spuneți despre mine să spuneți că sunt de origine română. Ce înseamnă un patriot. Pentru că astăzi în România nimeni nu mai vorbește de patriotism. Americanii și pe rachetele lor scriu patriot, da? Noi nu mai vorbim de patriotism pentru că le e rușine. Nu. Eu, Gheorghe Dinu, Constantin Bartolon Săvăiu, suntem și militari la origine. Noi suntem verticali, noi am jurat să ne dăm viața pentru țara asta și ne vom da cu acești indivizi care au distrus România și nu ne lipsește nimic, distinsă doamnă, dar ne lipsește confortul, pentru că nu putem să trăim în mizerie lângă noi și să spunem, domne, lasă că eu am bani destui și nu, trebuie să facem pentru toată lumea să trăiască și vom reuși pentru că asta vrem să facem. Deci știm, putem și vrem. E o diferență. Un telespectator se întreabă, poate retoric, cam de câte partide mai este nevoie să se înființeze pentru a trăi și noi mai bine? Unul singur și bun, un adevărat partid în care oamenii care sunt în acest partid
își dedică viața, energia și forța pentru un singur scop, România, renașterea României. Pot să vă spun, mai pot trebui înapoi, rușine Parlamentului actual, care a refuzat credite suplimentare cerute de prim-ministru Ponta în luna iunie pentru a face o adevărată politică pentru Brâncuș. Au considerat că nu se poate? Nu e adevărat. Cum spunea președinte Gheorghe Dinu, trebuie să avem un centru internațional, mondial, al Brâncuș aici, cu muzeul Brâncuș, și aveam nevoie de aceste credite care sunt cheltuite prostește de actualul Parlament al României. Mai avem 40 de secunde și vreau să vă întreb, domnule președinte, mai aveți încredere să vă mai înscrieți încă o dată în lupta pentru la prezidențiale? Cu certitudine voi candida din nou la prezidenție. Eu am condus două servicii secrete și mi-am dat seama că țara este sabotată și tocmai gândul ăsta m-a convins să mă duc spre prezidenția României atunci ca independent. Acum mi-am dat seama pentru că am fost sabotat și mi s-a interzis să am observatori în 2004 ca independent. Formăm acest partid, Alianța Lege și Ordine, și vom candida prezidenție și vom cuceri prezidenția României ca să nu mai sfidăm poporul. Vă mulțumesc mult de toți, stimați invitați. Vă mai aștept și cu altă ocazie și multă plăcere. Mult succes. Mulțumesc și vom avea succesul, va fi al tuturor românilor, nu al nostru. Sperăm la mai bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați fost și în această seară alături de noi. Vă mulțumesc pentru mesaje. Sunt Manuela Miseilescu. Ne revedem mâine. Toate cele bune. Bună seara.